Deputații Platformei DA au atacat la Curtea Constituțională votul asupra a trei proiecte de lege adoptate săptămâna trecută în lectura finală și care urmează să intre în vigoare. Este vorba de inițiativa privind trecerea sis din subordinea președinției în subordinea Parlamentului și proiectul de lege care anulează acordul bilateral dintre SUA și Republica Moldova privind transmiterea terenului Stadionului Republican pentru construcția ambasadei SUA. Totodată a fost depusă o sesizare asupra inițiativei de modificare a nominale a biroului permanent. Suntem convinși că, în baza argumentelor noastre, CCM urmează să declare neconstituționale aceste proiecte, a precizat deputatul platformei DA, Dinu Plângău. Reprezentanții formațiunii mai cere reexaminarea politicii bugetari fiscale și a celor trei bugete de stat, legi care au fost deja adoptate în prima lectură la ședința de săptămână trecută. În opinia deputaților DA, aceste proiecte au fost votate cu încălcări. Alte trei proiecte de lege ce vizează statutul Gagauziei, modificarea legii cu privire la limbele vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, anularea legii propagandei sunt examinate de deputați.